Alexandru Dobrinov, oameni buni, este acum un român și este cu noi în direct, care locuiește de aproape 40 de ani în Elveția, este medic și de 15 ani are un cabinet individual la Geneva. Acum doctorul Dobrinov se află în prima linie a luptei împotriva coronavirusului, ne spune chiar mai multe, așa că îl salutăm și îl întrebăm care este situația în Geneva. Bună ziua! Bună ziua! Cum este în Geneva? Ce se întâmplă acolo? În Geneva, ca în toată Elveția, avem foarte multe cazuri de coronavirus. Nu pot să vă spun cifra exactă, dar cele diagnosticate sunt în jur de peste 2000 de cazuri diagnosticate. Probabil după experiența pe care o am acum în cabinet și la urgențe, sunt probabil de 3 sau 4 ori mai multe. Pentru că foarte multe persoane nu au fost să-și facă diagnosticul. Da, n-au fost testate. Cred că această problemă este peste tot în lume. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că sunteți medic de familie. Acolo cum se tratează persoanele care au simptomele de COVID-19? Care e procedura? Persoanele care au simptome lejere le tratăm ca pe o gripă simplă. Vă sună pacienții? Da, pacienții ne sună, unii încă mai vin la cabine, dar în general secretarul are ca misiune să le spună să mă sune mai întâi, să nu vină. Și dacă simptomele sunt simple, ca la o gripă, îi tratăm cu paracetamol, spray nazal și un sirop contra tusei. Le dăm instrucțiuni să ne sune în caz că situația se agravează și îi rog să se ducă la centru de diagnostic fără garanția că vor avea testul, în caz că se simt bine. Dacă simptomele se degradează, se duc la Spitalul Universitar, care este rezervat exclusiv bolnavilor de COVID, nu? Da, numai bolnavilor de COVID, care sunt la terapie. Să știți că nu vă mai auzim acum, doar era foarte bună legătura. Ia să vedem, acum poate vă auzim din nou foarte bine. Da, sunt niște paraziți pe linia. Da, și pe linie sunt. Nu-i suficient că sunt acum peste tot în lumea asta. Da, acum vă aud. Da, vreau să vă întreb dumneavoastră ca doctor, cum vedeți toată nebunia asta cu COVID-19, toată pandemia asta, care va fi rezolvarea? Cum vom ajunge oare să putem fi ca înainte sau putem să mai fim ca înainte? Eu ca doctor am văzut mai multe reportaje în Asia de Est și măsurile care sunt luate acolo sunt mult mai stricte decât aici în Europa. Probabil după câte am auzit în România sunt mai stricte ca în Elveția și ca în țările occidentale, pentru că aici de fapt încă mai putem ieși în stradă, cu sau fără motive. Se poartă foarte puțin măști de protecție în magazinele alimentare, casierițele sunt foarte prost protejate. Au un plexiglas de 50 de centimetri, dar nu, după mine nu e suficient, pentru că avem contact vocal cu ele, atingem produsele alimentare, nu au mănuși absolut deloc. Încă sunt multe societăți care mai lucrează, care unele sunt foarte necesare pentru că trebuie să asigure viața de toate zilele, dar foarte mulți pacienți mi-au spus că nu au o protecție necesară. Da, în Elveția se mai găsesc măști de protecție? Nu, la farmacie nu se găsesc măști, nici soluții dezinfectante. Sunt toate rezervate spitalelor, dar pentru public nu prea sunt. Adică nu sunt deloc în farmacii. Unii se mai descurcă că mai au cunoștințe prin spitale sau prin șantiere. Se utilizează și măști de șantiere uneori. Da. Nu avem destul de mult material de protecție. Și nici halaturi de protecție, mânuși nu se mai găsesc. Știu că în weekend lucrați la un spital în Elveția, unde sunt tratați și bolnavi de COVID-19. Da, eu lucrez într-un centru de diagnostic, unde chiar pacienții mei care mă sună, le propun să se ducă la centrul respectiv. Acolo s-a improvizat într-un cort în afara spitalului, pentru ca pacienții să nu intre în spital și toți cei care se prezintă cu simptome gripale sau simptome de bronșită sau pneumonie sunt
trimiși la centrul ăsta unde îi examinăm, decidem dacă e nevoie să se facă un scanner sau o radiografie de plămâni și în funcție de starea lor, ori îi trimitem acasă, ori îi trimitem la spitalul universitar să fie internați. Și doctorii cum sunt? Sunt mai protejați în această perioadă? Pentru că în România, de exemplu, e o mare problemă cu cadrele medicale care nu au avut echipament, nu au avut măști, nu au avut mânuși, nu au avut ce e nevoie ca să poată să fie protejate și, din păcate, sunt spitale închise în România din cauza infestării cu COVID-19. Da, am auzit. Și aici sunt mulți medici care au fost afectați, chiar pe care îi cunosc. Eu acolo, la centru ăsta, lucrez așa, cum mă vedeți aici. Exact așa sunt, cu o mască chirurgicală, nu avem mai mult. În schimb, este o cameră în care se fac testele pentru COVID, frotiul nazal, acolo personalul e bine echipat. Cum credeți că vom scăpa de această nenorocire? Cred că o să dureze foarte mult, dacă nu luăm niște măsuri precum s-au luat în Asia de Sud-Est. Dumneavoastră, adică cam cât credeți că o să dureze? Mi-e frică că o să dureze vreo 6 luni. După curbele pe care le văd, se pare că s-a atins un platou. Acum în Elveția avem cam 1000 de cazuri noi pe zi, dar încă nu suntem în scădere. Păi și practic peste 6 luni, de ce va fi bine? Pentru că majoritatea populației va reuși să fie testată sau se va descoperi un vaccin sau un medicament? Sau de ce credeți că peste 6 luni va fi mai bine? Nu, va fi mai bine pentru că deja acum începem să avem din ce în ce mai mulți pacienți care se vindecă. Uh-huh. Și presupunem că persoanele astea sunt imunizate și vor putea reintra în, la muncă. Și platoul ăsta care s-a atins acum în Elveția ne permite încă să susținem cazurile în spitale. Spitalele elvețiene încă nu sunt debordate. Dumneavoastră, și practic dați de înțeles că toată lumea la un moment dat va face acest COVID-19. Nu cred că toată lumea, dar după politica care se aplică în Europa, probabil că se va ajunge între 40 și 60% din populație care o să facă boala asta și care după, dacă scapă, bineînțeles, o să fie imunizați. Dar ce înseamnă imunizarea asta? Adică odată ce ai făcut boala nu mai poți să o faci sau să nu mai poate să-ți facă rău? Da, se pare. Încă nu știm exact cum vor funcționa anticorpii, dar corpul va produce anticorpi, adică o apărare naturală, cum se produce în celelalte boli, ca la varicelă sau la hepatita A sau la toate bolile astea de copilărie, rujeolă, rubeolă. Se produc niște anticorpi care rămân pe viață. Dar deocamdată nu știm dacă pentru acest coronavirus anticorpii ăștia vor persista pe viață. Familia noastră ce face? Familia mea deocamdată este bine. Sunt în Elveția? Da, e în Elveția. Și părinții și copiii sunt în Elveția. Am și 2 nepoți care sunt aici. Pe cei mici și pe cei mari nu-i văd, pentru că vreau să-i protejez. Și pe copii văd de la distanță. Am un băiat cu care locuiesc și cu care ne vedem, ne-am testat amândoi și deocamdată suntem negativi. Și stați la distanță, da. Vă mulțumim mult de tot pentru telefon și vă dorim multă sănătate și să aveți grijă, pentru că sunteți foarte expus lucrând într-o zonă unde sunt foarte mulți pacienți cu COVID-19 și să auzim numai de lucruri bune. Mulțumesc la fel și eu vreau să-i felicit pe toți colegii mei din România care fac același lucru și care sunt expuși. Le doresc curaj și răbdare pentru că o să dureze situația. Dacă vreți să transmiteți vreun sfat pentru populație, pentru cei care se uită la emisiunea noastră sau pentru colegii medici, puteți să o faceți cu mare drag. Da, sfatul meu e să vă protejați cât mai bine, să utilizați tot ce este la îndemână să vă protejați, adică măști, dezinfectant, să nu aveți contacte cât mai puține dacă nu sunt absolut necesare, pentru că e singurul fel în care acest virus să nu se împrăștie prea repede, ca să putem noi medicii să facem față la situație. Vă mulțumim mult de tot și multă sănătate și să dea Dumnezeu să auzim numai de lucruri bune. La fel, emisiune plăcută și toate bune, sănătate. Numai bine.
Deci cam 6 luni, zice domnul doctor din Elveția, așa vede el situația. Și 40, între 40 și 60% estimatul că așa s-ar contamina populația. Deci concediu la iarnă. Cum? Concediu la iarnă. Concediu? Tu crezi că o să mai fie vorba de concediu în viitorul apropiat? Nu cred. Sau cel puțin oricum a apărut și glumele, că abia așteaptă unii să treacă COVID-ul ăsta să poată să stea și ei liniștiți acasă o săptămână. Da, am văzut. Nu cred că... Da.